Partida care s-a disputat pe stadionul Milcovul din Focșani a debutat cu un nu se poate mai bine pentru oaspeți. Mihaescu a deschis scorul în minutul 2 al partidei. Două minute mai târziu, CSM Focșani a egalat prin Salaoru. Cu 5 minute înainte de pauză, gazdele s-au desprins pe tabelă printr-un gol semnat de Predoiu. În partea a doua a meciului, Pădineanu în minutul 61, Manu în minutul 64 și Duca în minutul 72, au marcat pentru CSM Focșani, ducând scorul la 5 la 1. Metalul a mai marcat odată în minutul 80 prin Alin Iacob. Partida s-a încheiat cu scorul de 5 la 2, iar CSM Focșani merge în turul al patrulea al Cupei României. Jucătorii de la Metalul Buzău se pregătesc acum pentru derbiul local pe care îl vor disputa sâmbătă de la ora 17 împotriva Gloriei Buzău. Meciul se va disputa pe sinteticul din Parcul Crâng. Vineri, CSM Focșan 2007 va juca în etapa a doua a ligii a treia în deplasare cu CSM Râmnicu Sărat. Meciul va începe la ora 18.